Bună, mă numesc Elena de la viceandshine.com și astăzi am venit cu încă un clip. De fapt, este al doilea care îl filmez astăzi pentru că am un pic de timp și zic să vă arăt și vouă produsele care mi-au plăcut foarte mult. Și astăzi vorbim despre niște măști de la Seven Heaven. De fapt, este un nume nou pentru că ei aveau numele de montaj Genis. Și sunt de ceva vreme pe piața românească. Ce să zic, am primit o cutie întreagă cu 6 măști. Arată cutia foarte mișto. Să deschid cutia să vă arăt ce am primit și cum am folosit. E tare interesantă cutia. Au, ca și măștile. Deci, în cutia am găsit 6 măști. Pe toate măștile deja le-am folosit. Să vă arăt și produsele. Ce miroase de bine. Așa, le-am păstrat să vă fac o demonstrație, să vă arăt produsele, adică ce a mai rămas din aceste măști. Așa, am primit prima peel-off cu ceai verde. Arată așa. Și este mască pentru curățarea porilor și detoxifiere. Este pentru purificarea porilor și este pentru toate tipurile de te. Asta a fost prima care am încercat-o. Și are o culoare galbenă care se aplică într-un strat subțire pe ten și miroase foarte interesant a lămâi și cred că ceai. Da, miroase a ceai. Mi se pare că miroase a flori și nu mai știu, în fine. Prima mască care am folosit-o am repartizat-o pe tot tenul și peste câteva minute, cam în jur de 15-25, am ținut 25 de minute când s-a uscat masca pe ten și am scos ca pe o peleță. Foarte mult mi-a plăcut această mască. Într-adevăr, mi-a curățat foarte bine porii și m-am mirat că a fost prima mască care am desfăcut-o așa, toată întreagă, fără să stau să scot bucățele de pe față sau să stau să mă spăl că nu pot să scot masca. Și mi-a plăcut foarte, foarte mult. Care a fost faza? Eu am văzut astfel de măști prin magazine gen Carrefour, Mega MH și așa mai departe și am trecut pe lângă ele. Nu mi-am gândit că sunt bune, că am mai folosit în trecut mai multe tipuri de măști la alte mărci și nu mi-a plăcut. Și m-am gândit că de ce să încerc aceste măști? Nu cred că o să fie ok, dar mi-a plăcut foarte, foarte mult. M-am și mirat. Am să le caut prin magazine. Următoarea mască care mi-a plăcut cel mai, cel mai mult este aceasta. Este Blemish Mood cu aloe vera. Este pentru piele problematică, pentru acne și așa mai departe. Deci curăță și revitalizează tenul, antepete și antecoșuri. Este cu argilă, aloe vera, salcie, rozmarin, alun, ce curăță în profunzime. Mie masca asta mi-a plăcut cel mai mult. Cel mai mult ce am văzut și rezultate foarte bune după această mască. Și prima mască mi-a plăcut, asta cel mai tare. Aia locul 2 și asta locul 1. O am să caut pe magazine. Nu mi-a uscat tenul niciuna, ceea ce mi-a plăcut foarte mult, deși mi-a curățat porii în profunzime. Nu mi-a uscat deloc. Așa, următoarea mască este, chiar am făcut și o poză la care s-a speriat lumea de mine, este masca aceasta. Este tot cu aloe vera și cu ceai verde. Spa facel aloe și asta am ținut-o 5 minute.
celelalte au fost cu un timp mai mare. Am și păstrat masculița. E un fel de... arată așa, deci se pune pe față. Încă mai este umedă. Eu am păstrat-o pentru că vreau să fac și eu o formă după forma asta și să-mi pun altfel de măști să încerc până ajung să-mi caut, să găsesc măștile Seventh Heaven. Și să vă spun care e treaba cu Seventh Heaven. Sunt de 30 de ani pe piață și diferența de alte mărci este că nu se testează pe animale. Asta e foarte important. Și sunt din ingrediente cât mai naturale, plus folosesc apă de izvor. Ceea ce este foarte important, să nu fie apa din rubinet. Așa, următorul produs, adică mască, este tot un peel-off care se desprinde de pe față. Este pentru toate tipurile de ten și conține floare de pasiune. Tot e curăț în profunzime, conține pulpă de rod, zmeu, răstruguri, mereșor, vitamina E, ce conține antioxidanți care ajută și la protejarea pielii, în timp ce porii dumneavoastră sunt curățați în profunzime. La aceste măști e diferența că se spală tenul bine înainte de a pune masca pe ten și să fie umed. Și atunci au un efect mai bun. Interesant. Deci toate miroase extraordinar. Deci asta a fost masca, a patra mască care am folosit-o și mi-a plăcut. Așa. Următoarea mască este cu coacăze și mireșoare, care arată așa. Și nu știu dacă este pentru toate tipurile de ten. Eu am tenul mixt, așa că mi-a venit toate ok, nu am avut probleme cu ele, nu mi-a iritat tenul, nu mi-a provocat probleme, mi l-a curățat, nu mi l-a uscat. Și aceasta 15 minute l-am ținut, tot pe fața umedă. Deci este bogat în fructe, antioxidanți, coacăze presate, mereșoare zdrobite, ulei sâmbură de piersică, aloe vera. Deci, asta am folosit-o, cred că a patra, nu, a treia. Mi-a plăcut aceasta mirosul, a fost ok, dar nu într-atât de ok cum a fost celelalte. Mi-a plăcut acele mai mult. Probabil această mască va fi mai bună pentru tipurile de ten normal uscat. Și mie mi-a plăcut, dar alea a fost mai ok pentru mine. Și ultima mască care are un miros wow. Așa se scrie wow. Este cu căpșuni. Din suful de căpșuni. Efectiv, îmi venea să mănânc. Avea o textură de puding și cu mirosul ăsta de căpșuni. Da. Este pentru ten uscat și n-am avut nicio problemă. Deci mie mi-a plăcut foarte mult. Tot am ținut-o cam... stați așa să mă uit. Am ținut-o 15 minute. Scrie 10-15 minute. Și este o mască hrănitoare cu căpșuni. Este căpșuni piure. Este o formulă ușoară, pufoasă, hidratează, revigorează. Are și vanilie, aloe vera. Deci majoritatea, nu știu de ce, au aloe vera în componență și asta e de bine. Ce să vă zic, mi-a plăcut foarte mult să testez aceste măști. Am văzut în Mega Image
o bandă pentru punctele negre și era cât pe ce să o cumpăr, dar eram în grabă și îmi pare rău acum că n-am cumpărat-o. Ele sunt la prețuri în jur de 10, 11, 12, depinde de ce fel de mască și mi se pare ok după calitatea lor, ceea ce promite chiar și face. Ah, sper să le găsesc în zona, că sunt acum la Slatina. Și cel mai mult mi-a plăcut asta, care trebuie să o găsesc neapărat. Stați că nu mă văd. Pe aceasta mi-a plăcut. Și asta mi-a plăcut foarte mult. Aceasta e ok. Da. Mi-a plăcut și asta, pillow. Asta a fost ok. Adică, mă rog, am să mai cumpăr, dar alea sunt și mai bune. Și asta, chiar dacă este pentru ten uscat, mi-a plăcut foarte mult. În fine, dacă aveți și voi vreo mască preferată de la Seventh Heaven, ca acum se numește Seventh Heaven și era montagenist, să-mi dați un comentariu jos și ce-mi recomandați de la ei. Pentru că pe spatele cutiei am văzut că au mai multe tipuri de măști. Sunt foarte multe care mă captivează. În primul rând, am văzut aici că au cu cocos. Foarte interesant. Au cu manuka. Deci tot care se... cu pilof, care se desprinde ca o pieleță. Au cu cacao, cu portocale, cu mentă. Mai au și măști pentru picioare, pentru păr. Interesant, foarte interesant. Vai, au și cu cafea. Este pentru lifting. Deci trebuie să caut cea cu cafea. Și au cu pillow, cu ceva foarte Black Sea. Ah, cu Marea Moartă. Uite, cad pe jos. Cu ciocolată albă. Interesant, interesant, interesant. Cu banane. Pentru păr este cu manuca, cu miere de manuca. Da. Au și cu goji. Da, foarte interesant. Bine, eu vă las. Mulțumesc mult pentru vizionare și dacă v-a plăcut acest clip să scriți un comentariu. Primesc și comentariile negative, nicio problemă. Și vă mulțumesc mult pentru răbdare și ați privit acest clip. Eu vă pup și până data viitoare. Pa!